Și atunci sistemul ăsta pe care îl găsim în bibliotecă, cum are loc în creierul nostru sau cum are loc procesul ăsta de memorare în creierul nostru? După cum știi, creierul uman este foarte complex, este foarte interesant totuși, și fiecare regiune are un rol al său. Când vorbim de lobul temporal stâng, știm că se ocupă de memoria vizuală, când vorbim de lobul temporal drept, vorbim de memoria verbală. Hipocampul se ocupă de itinerarii, deci de organizarea informației, chiar și în cameră. La persoanele cu Alzheimer există o afectare a hipocampului, deci nu își amintesc nici lucrurile casnice, obiectele care le folosesc în mod normal zi de zi. Te salut, sunt Andrei Florea și asculți Pomul Vieții, acel podcast unde psihologia ia o formă simplă pentru a răspunde la întrebări complexe. Și invitata mea de astăzi este Pal Fester, colega mea de la psihologie. Este pasionată de cunoașterea omului în general și de cunoașterea omului din spatele patologiei. Este, bine ai venit! Bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru invitație. E o plăcere să fiu aici și să discutăm, să dezbatem această temă interesantă, memoria și uitarea pe care toți o experimentăm la un moment dat sau cunoaștem oameni în jurul nostru care au o patologie sau poate o mică problemă. Da, ne-am gândit la tema asta pentru că, după cum spuneai, cu toții experimentăm uitarea și în diferite etape, unii mai mult, alții mai puțin. Eu unul am fost destul de aproape de demență din cauza insomniei. Fiecare cred că avem acasă, fie în familie, fie rude sau cel puțin cunoaștem pe cineva care să aibă probleme mai serioase de memorie. Poate chiar nouă ni s-a întâmplat să căutăm un lucru și să nu mai știm ce sau să avem probleme de felul ăsta la un moment dat. Exact, sau să mergem într-o cameră și să nu ne mai amintim de Da. ce am mers acolo. Exact. Este care sau ce este memoria? Putem să o considerăm identitatea noastră, inventarul nostru personal în care am păstrat toate informațiile pe care le-am reținut întreaga viață. Întrebarea ar fi ce am fi sau ce am face fără memorie. Da. Am trăit în continuu, în prezent. Nu am dispune de autocunoaștere, de un istoric personal, dar din păcate și câteva momente de anxietate sau stres, ne pot afecta pe termen scurt. Da. E o problemă destul de mare uitarea și am aici o scurtă statistică. 83% din oameni le este teamă sau se îngrijorează, nu-și pot aminti numele unei persoane. Și mie mi se întâmplă de multe ori când fac cunoștință cu cineva să îi uit numele imediat la câteva secunde după. Iar 60% din oameni se îngrijorează pentru că au tendința să-și uită cheile acasă și am mers de multe ori la mașină fără cheie. Iar 57% îi deranjează faptul că nu-și amintesc numărul de telefon. Eu nici acum n-am reușit să memorez numărul de telefon al fratelui meu. Și poate fi enervant uneori. Da, așa este. De obicei, tinerii asociază această problemă de uitare cu stresul, pe când adulții sau persoanele trecute de o vârstă o asociază cu boala. De obicei, ne potolim neliniștile pe seama glumei acelea că avem Alzheimer. Dar, din fericire, chiar dacă multe persoane pot să dezvolte boala, totuși nu există chiar șanse foarte mari din moment ce apare undeva la vârsta de 85 de ani.
La vârsta de peste 65 de ani există o probabilitate de 10%, iar între vârsta de 30 și 50 de ani cu un Alzheimer timpuriu există o probabilitate de mai puțin de 5%. E cumva bazată această boală pe determinismul mendelian, conform căreia dacă deții gena, poți dezvolta boala. Adică, cum spuneam, dacă un membru din familie sau mai multe persoane din familie au dezvoltat boala, este posibil ca să dezvolți și tu. Am înțeles. Este posibil, dar nu e... Nu există șanse. Nu... Da, nu... Okay. Există șanse, dar nu foarte mari. Am înțeles. Și cei care nu au în familie sunt cumva șanse protejați, destul de mici. Da. Următoarea întrebare ar fi cum am putea memora mai ușor? Atunci când ne dorim să memorăm anumite informații, punem accent pe două lucruri. Pe atenția acordată informației și pe repetiție. Deci informațiile care ne interesează mult mai mult sau cărora le oferim o importanță mai mare sau lucrurile pe care le repetăm zilnic, le memorăm mult mai ușor. Spre exemplu, drumul spre casă e imposibil să-l uiți din moment ce îl parcurgi zilnic, dar totuși dacă apare uitarea și este afectată viața cotidiană, poate fi o problemă serioasă care necesită intervenție specializată. Am înțeles. În literatura de specialitate există trei termeni menționați care pot să intervină în acest proces de memorare: codificarea, stocarea și recuperarea informației. Când ne referim la codificare, ne referim la atenția conștientă acordată unei informații, dar în acest caz poate apărea și contextul. Spre exemplu, pe tine te interesează fizica sau o materie oarecare, da, dar părinții tăi se află în divorț sau o persoană decedată în familia ta sau o persoană iubită s-a despărțit de tine. Da. Și apare o alternare a atenției. Nu, și nu te mai poți concentra. Exact, o reducere a capacității de concentrare. În al doilea rând, vorbim despre stocarea informației, adică capacitatea minții noastre de a organiza informația într-un mod semantic, da, deci pe categorii. Am înțeles. Dar a fost foarte interesant ce spuneai înainte, cum că starea noastră emoțională afectează memoria într-o oarecare măsură și atunci persoanele instabile emoțional au vreo problemă cu... au o problemă mai mare cu memoria? Aici vorbim mai degrabă de procesele care au loc în creier. La persoanele cu Alzheimer este afectat cortexul entorhinal, iar și hipocampul și lobii prefrontali, pe când la persoanele care sunt uituce este afectat girusul cingular, care este o componentă a sistemului limbic, se ocupă de reglarea emoțiilor, comportamentului, deci putem spune că persoanele instabile pot folosi uitarea ca un reglator emoțional de a scăpa de emoțiile negative. Deci putem spune, da, pot fi mai predispuși să fie uituci. Este, până acum am vorbit de codificare și stocare a informațiilor, dar cum o recuperăm din memorie? Pot exista două situații distincte. Vorbim de amintirea liberă, deci amintirea fără ni se furniza indicii, sau putem vorbi de recunoașterea informațiilor, deci ne sunt date variante de răspuns sau indicii. La persoanele cu Alzheimer, o chestie foarte interesantă este că știu să joace bowling, table sau orice alt joc, dar totuși nu își amintesc că s-au jucat. Ok. Atunci este ca o bibliotecă unde cărțile sunt puse pe rafturi diferite în funcție de un subiect anume, dar foarte bine repartizate, și când ai nevoie de o carte dintr-un anumit subiect, bibliotecarul știe exact unde să te ducă.
Funcționează la fel și memoria, din câte înțeleg. Exact. Ok. Și atunci sistemul ăsta pe care îl găsim în bibliotecă, cum are loc în creierul nostru sau cum are loc procesul ăsta de memorare în creierul nostru? După cum știi, creierul uman este foarte complex, este foarte interesant totuși, și fiecare regiune are un rol al său. Când vorbim de lobul temporal stâng, știm că se ocupă de memoria vizuală, când vorbim de Da. lobul temporal drept, vorbim de memoria verbală. Hipocampul se ocupă de itinerarii, deci de organizarea informației, chiar și în cameră. La persoanele cu Alzheimer există o afectare a hipocampului, deci nu își amintesc nici lucrurile casnice, obiectele care le folosesc în mod normal zi de zi. Dacă vorbim de hipocamp, mai putem menționa și faptul că este sensibil la anoxie, deci la lipsa oxigenului din creier. Din cauza asta, poate apărea o problemă de uitare și în cazul persoanelor care trec printr-o operație chirurgicală sau persoanele care au o tentativă de suicid eșuată. Un alt lucru interesant este amigdala, deci știm că ea se ocupă de reglarea emoțională, Da. dar și de vividitatea și durabilitatea amintirilor noastre. Spre exemplu, dacă o casă a luat foc și casa este a ta, are un efect traumatic și care poate întări cumva informația în creierul nostru. Am înțeles. Deci memoria este legată și de evenimentele externe și de emoție. Cât emoția cu care legăm acea memorie este mai puternică și memoria este mai bine impregnată în creierul nostru. Exact. Dacă vorbim de lobii prefrontali, știm că au un rol cumva strategic, se ocupă de adaptare, de organizarea informației, de ordonarea informației, deci ce am făcut sau unde am pus cheile după ce am coborât din mașină. Sau vorbim de frecvența informației, de câte ori am spus același lucru. O afectare a lobilor prefrontali poate duce la scăderea capacității de a fi atent, a atenției distributive, selective și susținută, și poate cumva să facă persoana care are probleme de memorie să fabuleze sau să inventeze povești în care crede cu tărie. Înțeles. Sunt mai multe feluri de memorie sau... Da, există memoria de scurtă durată, deci vorbim Da. de informațiile care ne sunt utile pe termen scurt, spre exemplu să reții un număr de telefon până îl notezi, sau avem memoria de lungă durată, care poate fi de două feluri, memoria explicită și memoria implicită. Când vorbim de memoria explicită, ne referim la aceea căruia îi oferim o atenție concentrată, conștientă, ca să ne putem reaminti, spre exemplu, ce am mâncat la cină, sau Da. avem memoria implicită, la care nu mai oferim o atenție prea mare, fiind deja o deprindere, spre exemplu, cum să duci furculița la gură, Am un înțeles. exemplu banal. Sau mersul pe bicicletă, Exact, care nu se exact. uită. Da. Ok. Există vreo predispoziție care să declanșeze boala Alzheimer? Da, există cel puțin două gene, poate fi gena APOE4 sau gena SORLA, numită și complexul retromer, dar de asemenea persoanele diabetice sunt mult mai predispuse. Alte cauze pot fi o deteriorare a cortexului entorhinal, cum am spus, lobii prefrontali, hipocampul. E foarte interesant. O întrebare și curiozitate personală. Da. De ce, dacă ne poți spune, de ce tremură persoanele cu Parkinson? Aceștia au o afectare a memoriei implicite, care spuneam că se ocupă de acele deprinderi la care nu mai oferim o atenție deosebită. Spre exemplu, cum am spus, furculița pe care o ducem la gură atunci când mâncăm, fără să acordăm o atenție. Înțeles. Esther, cum ne-am putea testa memoria?
Multe persoane utilizează niște teste luate de pe internet, dar nu prea sunt de folos din moment ce sunt nevoie de teste validate științific în funcție de vârsta persoanei și în funcție de educația persoanei. Clinicienii, de exemplu, folosesc niște teste prin codificarea unor chipuri sau a unor liste de cuvinte sau niște cuvinte aleatoriu de reținut. Ok. Și este memoria noastră de încredere? Ne putem baza pe ea? Cercetările arată că memoria imediată a lucrurilor este destul de exactă, mai ales la evenimentele importante, dar când vine vorba de detalii, este mai puțin precisă, apare cumva o readaptare a informației în funcție de percepția noastră, de fricile, de dorințele noastre. Și atunci, de ce uităm? Există numeroase teorii sau numeroase cauze, una dintre ele poate fi trecerea timpului, deci informația nu este repetată consecutiv, o altă cauză poate fi uzul de medicamente și boala, deci persoanele când folosesc benzodiazepanele sau sedativele, mai ales în cazul persoanelor cu tulburări psihiatrice, poate apărea o ușoară curarea memoriei, dar și boala, cum spuneam, demența, boala Alzheimer, Parkinson, Huntington, scleroza în plăci, dar și infecții cum ar fi HIV, SIDA, encefalita, alte cauze, traumatisme craniene sau probleme endocrine, am înțeles, metabolice și așa mai departe. Dar și stimulenții pot fi o cauză, cum ar fi nicotina sau cafeina sau consumul de alcool. Chiar dacă pot fi benefice pe termen scurt, există niște efecte negative pe termen lung. O altă cauză poate fi stresul. Corpul elimină cortizol, deci o cantitate foarte mare de cortizol cumva scade sau micșorează hipocampul. Acest lucru se întâmplă și atunci când ești într-un examen și ești foarte stresat, apare o deconectare în creier și nu-ți mai amintești răspunsurile la întrebarea pe care tocmai ai citit-o. Am înțeles. Da. Acum se explică lucrurile. O altă cauză poate fi refularea, pe care Freud spunea că persoanele care trec printr-un eveniment traumatic cumva elimină sau înlătură acest eveniment din viața lor. Spre exemplu, unele studii arată că cu până la 12% femeile abuzate șterg aceste memorii din creier și nu își mai amintesc nimic despre evenimentul traumatizant. Sau putem vorbi de interferență, deci atunci când ești nevoit să reții mai multe informații deodată, spre exemplu studenții când au de învățat la două examene într-un termen scurt, apare cumva o suprapunere a informației și pot apărea mici uitări. Deci, uităm și pentru a ne proteja în unele situații. Da. Foarte interesant. Iese, am pregătit o serie de întrebări elaborate de Robert Laforce, un psihiatru francez, care a scris aceste întrebări pentru a ne ajuta să ne dăm seama dacă avem o problemă de memorie sau nu. Da. Și eu o să-ți citesc întrebările și aș vrea tu să ne ajuți să le înțelegem. Prima întrebare este vorba despre o impresie pe care o ai sau este bazată pe faptele reale? Da, pentru că există persoane cu o funcționalitate foarte mică și totuși declară că au memorie de elefant sau există persoane care au o funcționalitate foarte mare și totuși declară că au probleme de memorie severe sau foarte mari. Și de aici constatăm caracterul subiectiv al autoevaluării noastre. În primul rând, ar trebui să
ne evoluăm memoria prezentă sau Da. față de funcționalitatea anterioară. Spre Ok. exemplu, clinicienii folosesc teste de memorie și, de asemenea, niște teste care înglobează intelectul general. Un alt lucru de știut este că multe persoane în vârstă pot declara că au probleme de memorie. Și acest lucru este perfect normal din moment ce îmbătrânirea este asociată acestui proces de memorie. Un alt lucru important este cât de multe repetiții sau persoanele din jurul tău, dacă se plâng de repetițiile, acțiunile, intențiile tale, poate fi un indicator că există o problemă reală. Am înțeles. A doua întrebare. A doua întrebare sună așa. Este normală uitarea pentru vârsta ta și pentru nivelul tău de educație? Da, pentru că nu putem compara memoria unei persoane de 5 ani cu o persoană de 20 de ani sau o persoană care are peste 65 de ani. De asemenea, nu putem compara o persoană care are probleme de învățare și se află încă în școală și o persoană care tocmai a intrat la universitate. Da. Da, și cum spuneam anterior, și vârsta poate fi un indice că uitarea poate fi perfect normală. Am înțeles. Cea de-a treia întrebare este tulburarea de memorie temporară sau progresivă în timp? Da. În acest caz, unele tulburări psihiatrice, cum ar fi depresia sau tulburările anxioase, pot veni cu niște simptome de uitare, dar acestea trebuie să știm că sunt reversibile, adică dacă urmează un tratament sau primesc un ajutor specializat. De asemenea, sunt determinate în timp, deci sunt pe un termen destul de scurt. Iar în cazul persoanelor cu Alzheimer, datorită naturii lor degenerative, vorbim de o boală care nu se mai poate cumva reface, o memorie nu mai se poate reface și totuși progresează în timp. Am înțeles. Foarte interesant. Următoarea întrebare. Este afectată amintirea liberă sau recunoașterea? Da. Cum am spus, la persoanele cu Alzheimer sunt afectate ambele procese, dar la persoanele cu depresie, spre exemplu, doar amintirea liberă este afectată, deci dacă le sunt furnizate indicii, pot mult mai ușor să își reamintească informația. Cea de-a cincea întrebare se referă dacă uitarea este anterogradă sau retrogradă. Da, anterograd se referă dacă amintirile sunt trecute sau retrograd dacă amintirile sunt recente. Înțeles. Această întrebare poate fi foarte utilă pentru a determina diagnosticul de persoana specializată. Am înțeles. Am ajuns la cea de-a șasea întrebare, ultima, care spune așa. Este uitarea izolată sau acompaniată și de alte simptome? Da. Spre exemplu, dacă ai început un nou tratament sau dacă li s-a schimbat dozajul sau dacă observi apariția unei infecții în corp, dacă alimentația ta este corespunzătoare nevoii tale de energie, dacă ai un somn calitativ sau cantitativ, sunt niște semne care pot să te facă să-ți dai seama dacă există sau nu o problemă. Dacă o persoană trece peste vârsta de 65 de ani și nu mai reușește să numească niște obiecte casnice, zilnice, putem lua în calcul Alzheimer-ul sau demența. Am înțeles. Și atunci cum ne putem îmbunătăți memoria? Păi, unii folosim stickere sau bilețele lipite pe frigider sau subliniem informațiile ca să le reținem, alții facem liste. Da. Pentru persoanele funcționale se poate folosi tehnica ORAI. Am să le explic acum. Okay. Deci, organizarea informației într-un mod cât mai sistematic, structurat, ca Okay. atunci când revii asupra ei să o poți cumva vizualiza mult mai ușor. Ah, am înțeles. Da.
repetiția informației, care știm că este mama învățăturii. Deci, dacă repeți o informație care este de o cantitate foarte mare, știm că de obicei reținem prima și ultima informație, dar dacă Da. cumva o tai pe bucăți și începi cu prima și după aceea cu a doua, știi, și Da, după a da, doua cu a treia sau cumva le alternezi. da. Ah, am înțeles. Și atunci reușești să reții o cantitate mai mare de informații, de să memorezi o cantitate mai mare. Super, asta e un sfat tare bun. Da? Și acum ajungem la A, deci la asocierea informației. O informație nouă este asociată unei informații vechi, deci este mult mai ușor cumva reluată sau de reținut. Și I, care este imageria, care este folosită în special de către actori. Deci, cumva, informația teoretică este pusă în plan fizic. Oh, ok. Am Da? înțeles. Pentru persoanele mai puțin funcționale sunt folosite remindere, calendare, agende și așa mai departe. Super. Păi, ne-ai dat câteva sfaturi bune de memorare, mulțumim. Putem folosi, scuze că te-am întrerupt, putem folosi exercițiile fizice de asemenea, care cumva regenerează neuronii. Factorul neurotrofic este destul de scăzut la persoanele cu Alzheimer, deci acesta revine ca un ajutor în această regenerare care știm că se realizează pe tot parcursul vieții. O chestie foarte interesantă este că dansul societal, care putem să-l considerăm totuși un sport, poate previne apariția demenței cu până la 76%. Deci e Wow. un procent foarte mare. Da. Cum ziceam, un somn calitativ, cantitativ, o alimentație sănătoasă, așa mai departe. Deci trebuie să începem un stil de viață cât mai sănătos, Da? să ne ajutăm atât fizic, dar și mental. Da. O chestie pe care am citit-o recent și mi se pare foarte interesant este faptul că s-au încercat studii pentru realizarea medicamentului miraculos, s-au încercat amfetamine, ampicaline, dar toate au eșuat. De ce? Pentru că, deși sunt destul de utile sau eficiente pe termen scurt, pe termen lung creează dependență, deci ne bagă cumva într-o altă extremă. Am înțeles. Da. Ai avea o recomandare să ne spui pentru persoanele cu Alzheimer? Sau pentru persoanele în general cu probleme, putem recomanda cumva menținerii minții ocupate, deci hobby-uri sau menținerea în mediu social poate fi foarte util. Cumva familia are un rol foarte important, deci menținerea în mediu familial este util, nu numai pentru hrană și medicamente, ci cât și pentru socializare. Am înțeles. Păi, Ester, îți mulțumesc tare mult pentru că ți-ai luat timp și ai venit pe la noi. Îți mulțumesc pentru informațiile care ni le-ai dat și pentru sfaturile prețioase ce ni le-ai spus. Îți mulțumesc și eu pentru această ocazie și sper să ne revedem curând. Sigur. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne puteți urmări și pe Instagram pentru a vă ține la curent cu informațiile. Cum a spus ea? Până data viitoare, numai bine. Și așa las. Intro extra, depinde de tendințe. Din Star Forța. Wars. Da, acolo m-am dus. Ester. Ei, trebuie să fiu serioasă. Stai să Da. beau un pic de apă. Pare. Extrovert nu există numai în engleză. Folosești termenul greșit. Eu prost. Cum e în română? Vert. Extravert. Da. Ok. Cum se numește episodul? Că am uitat.